În acest an, în municipiul Roman s-au amenajat aproximativ 78.000 de metri pătrați de spațiu verde prin inaugurarea parcurilor Zăvoi și Jora și aproximativ 84.505 metri pătrați de spații urbane prin spații asfaltate și amenajarea de parcări și trotuare. Datele au fost comunicate de primarul municipiului Roman în timpul conferinței de presă, unde a prezentat raportul la finalul primului an de mandat. În ceea ce privește regenerarea urbană a spațiilor publice, pe lângă cele două parcuri menționate anterior, Parcul Jora și Parcul Zăvoi, care însumează 78.000 de metri pătrați de spații verzi, în ultimul an au fost sistematizați 84.505 metri pătrați de spații urbane, după cum urmează: spații asfaltate, 22.260 de metri pătrați, alei, parcări asfaltate, 22.758 de metri pătrați, trotuare cu pavele, 18.707 metri pătrați, parcări cu pavele, 20.780 de metri pătrați. Valoarea proiectului de amenajare a parcului Jora a fost de 1.624.688 de lei, mare parte fiind din fondurile europene alocate prin programul operațional regional 2014-2020. În ceea ce privește costurile de amenajare a parcului Zăvoi, acestea au fost de 5.824.831 de lei.